antrenamentele pentru fesieri și ce trebuie să facem ca să ne mărim fesierii. Vedem zilnic diferite femei care au fesierii crescuți, care le arată foarte bine, sunt tonifiați și tocmai de aceea ca toate ne dorim să ajungem în situația aceea. Azi o să vorbim despre surplusul caloric, odihna și hidratare. Iar în partea a doua, de săptămâna următoare, o să abordăm ce antrenamente specifice avem nevoie pentru mărirea fesierilor. Surplusul caloric. Ce înseamnă de fapt? O stare în care consumi mai multe calorii decât arzi, ducând la creșterea în greutate sub formă de grăsime musculară sau corporală. Exemplu, dacă mănânci 2500 de calorii și arzi 2000, practic ești în surplus cu 500 de calorii. Pentru a crește fesierii e nevoie de masă musculară. Tocmai de aceea trebuie să combinăm antrenamentele specifice pentru fesieri cu alimentația adecvată. Ce consumăm, de fapt, și ce înseamnă alimentația adecvată? Înseamnă să consumăm alimente bogate în nutrienți, cum ar fi pâinea integrală, fructele, fasole, ouă, carne slabă, lactate, light, fructe de mare, uleiuri vegetale, cum ar fi uleiul de măsline, avocado, grăsimile sănătoase, ce evităm să consumăm sau consumăm mai rar, fast food, dulciuri, care doar depun grăsime și nimic mai mult, practic sunt calorii goale. Pentru rezultate sănătoase, ar fi ideal să ne creștem caloriile treptat și nu dintr-o dată. Al doilea pas principal este odihna. Foarte multă lume nu știe sau neglijează odihna. Avem nevoie de minim 7-8 ore pe noapte ca să ne odihnim și ideal ar fi somnul între ora 22 și 24 pentru refacerea organismului. Având în vedere că organismul depune efort pe timp de zi, în aceeași cantitate avem nevoie și de refacere. Specialiștii recomandă ca înainte cu 30 de minute de somn să evităm să folosim telefonul și televizorul ca să putem dormi mai liniștiți. Treilea pas important pentru mărirea fesierilor este și hidratarea. Avem nevoie de minim 2 litri de apă pe zi. Însă, specialiștii ne-au recomandat o formulă foarte simplă ca să vezi specific cât are nevoie fiecare în parte. 0,04 ori kilogramele tale. Cam asta le spun și eu clientelor mele dacă vor să vadă exact câți litri de apă au nevoie. Consumul de apă te ajută la refacerea mușchilor, la hidratare, la antrenamente și indicat este să evităm sucurile, băuturile carbogazoase sau zahărul în băuturi, inclusiv când bem ceai. Pe scurt de cei trei factori principali, surplusul caloric, odihna și hidratarea, iar în partea a doua o să vorbim despre antrenamentele specifice, de câte ori pe săptămână trebuie să ne antrenăm, și în ce mod. Ne vedem la următoare!